Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Navale, mă rog, fluviale, cum ar veni. Navale, da. Cotele a flor Dunării. Centimetre, bese. S-a scufundat vaporașul destinat copiilor cu dizabilități. Vaporașul inaugurat în urmă cu 3 săptămâni de ministrul muncii Raluca Turcan și alți 6 oficiali toți deodată la tăierea panglicii. Atunci fotografia cu înghesuiala și atacul cu farfeci la panglică s-a super viralizat. Cu toții am remarcat noile recorduri bătute în cursa festivismelor ridicole la inaugurările a orice în România. Puține obiective îndeplinite în țara noastră. Țară mică, inaugurări multe, cum ar fi totuși. De aceea, deci, înghesuiala asta la inaugurări. Noi am vorbit despre întâmplarea cu pricina la vremea respectivă, pe 24 septembrie. Mă rog, printre altele ne-am amuzat și de logistica, de organizarea momentului respectiv. În fața embarcațiunii, la inaugurare, s-au înghesuit la tăierea panglicii numai puțin de 7 persoane. Oficiali, cu sponsori, primar, șef și șefuleți în frunte cu ministrul muncii, Raluca Turcan, deza este fix în mijloc. Toți stau umăr la umăr, îi stânghesuiți ca în tramvai, așa că, na? Nu, mă, e panglica mică, da, panglica mică. 6 cu mască, unul fără, toți se țin de o panglică pe care o atacă cu farfeci. Și aș vrea, important este să ne imaginăm momentele care duc la astfel de întâmplări, adică organizarea momentului. Asta aș vrea. Cum s-a discutat? Tragicomedia prin care a trecut omul care trebuia să aducă, de exemplu, foarfecile. El, vă imaginați scena? Sau scenetar? Eu aș vrea să-l văd pe Toma Caragiu, șef de magazie, care îl trimite pe un Mircea Diaconu tânăr să tot aducă foarfeci de pe rafturi, pe măsură ce primește telefoane că se mai adaugă câte un oficial la lista tăietorilor de panglică, știi? Adică încep cu un oficial, doamna ministru, da, mitică, trece în magazie, pe raftul 6 sus, găsești o foarfecă. Gata, șef, pac, se duce și aduce panglica, după care sună telefonul. Vezi că mai vine și domn primar. 2. Mai avem farfecă, mai să șef, mai adu-o farfecă. Și tot așa se adaugă farfeci și se termină la un dat farfecile. De unde găsim? Începe să sunăm pe la alte departamente. Panglica nu mai e suficient de lungă. Trebuie înlocuită panglica. Găsim una de o culoare nasoală. De se poate dezvolta un film întreg de Custurița din organizarea unui astfel de moment. 7 farfeci. Bă, de unde le-au luat, mă, 7 farfeci? Că dacă noi mergem acum prin redacție, vorba aia, avem și noi servicii aici de contabilitate, marketing, nu știu ce, oameni care lucrează la birou. Nu cred că găsim mai mult de 2-3 farfeci în redacția asta. Dacă noi ar trebui să organizăm acum, domnul Luca, o inaugurare? Da. Trebuie să organizezi peste o oră. O inaugurare cu 10 persoane și o panglică și 10 farfeci. Ce te faci, mă? Încă suntem în căutarea farfecilor. Revenind la zi, ce s-a întâmplat deci la Mahmudia? Explicația oficială este aceasta, oferită de subprefectul județului Tulcea, care a declarat că apa s-a retras la un moment dat. Și pentru că pe vapor nu se afla nicio persoană care trebuia să ia niște măsuri fluviale, marinărești fluviale care se impuneau în această situație, vasul s-a înclinat și a intrat apă prin gurile de aerisire ale băilor. Iată, citez: nu a fost un responsabil care să detensioneze parâmele care ancorau vasul și a dus la aplecarea către adâncime. A dus situația, se înțelege extorsiunea, a dus la aplecare. Prin gurile de aerisire a băilor, ale băilor, a intrat apa și s-a inundat vaporul. Nu sunt victime, doar pagube materiale, a afirmat subprefectul. Deci, nu știu cum vă sună vouă, dar mie mi se pare că după tăierea panglicii, după momentul acela ridicol cu 7 înghesuiți la o panglică, toată lumea a plecat, toți și-au văzut de viață, nimeni n-a mai avut grijă de vaporaș. Adică l-au lăsat de izbeliște. Mie așa mi se pare. Și ce să vezi, ne confirmă asta chiar eroina, doamna Turcan, principala tăietoare de panglică a momentului. După ce s-a aflat, deci, că Titanicul de Mahmudia s-a dus la fund, doamna Turcan a scris pe Facebook următoarele. Citez. Ceea ce știu, spune doamna Turcan, ceea ce știu este... 2 puncte. 1.
Pontonul era, fără personal, tras la mal, în Mahmudia, în condițiile în care se caută să se angajeze personal. Doi, din cauza unei defecțiuni și lipsei de personal care să intervine imediat, s-a produs acest incident. Am încheiat citat. Deci, fără personal. Se caută să se angajeze personal. Păi și în cazul ăsta, ce inaugurare s-a făcut? Din nou am inaugurat ceva, adică au inaugurat ceva care nu era gata, nu? Urmează să inaugureze și personalul. Asta mă gândesc, adică data viitoare. Ce ați inaugurat? Dacă, de ce n-ați inaugurat o chestie care e funcțională? Dacă nu avea personal, înseamnă că nu era funcțională. Și nu era funcțională într-așa o măsură încât când a fost o problemă de asta cu apa, nu știu, s-a răsturnat. Restul, râul, râul, ramul, erau acolo. Da. Și au acționat, dar ei și-au văzut de treabă. Da. Deci, asta e. În plus, iată ce mai spune și repetă doamna Turcan. Citez. Acesta este un proiect privat. Nu al MMPS, al Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Nu doresc să politizăm, spune doamna Turcan. Investiția este privată. Am încheiat citatul. Deci se spală pe mânuțe. Păi și atunci, încă o dată, de ce te duci să tai panglici la investiții care nici nu sunt gata, că nu ai personalul angajat pentru asta? Nu funcționează. Și n-au nimic de a face cu ministerul pe care îl conduci. Deci acum spui, a, nu, erau, n-avem nicio treabă. Eu doar treceam pe acolo și am văzut, era o panglică. Și șase oameni. Și mi-au făcut semn, alo, nu vreți... Mai avem o farfecă. Da, da. Și ne trebuie și nouă, doamnă, să fie decorativ aici în mijloc. Hai, da. Veniți. Și gata, nu, domne. Și să fie fără soț. Trebuie, da, să fim șapte. Erau, exact, șase, știi? Și era cu soț, nu, ghinion. Aducea ghinion. Ca la flori. Deci cum... Dacă, de ce să faci chestii de astea? Adică să inaugurezi lucruri care nu sunt funcționale, nu sunt gata și după ce se întâmplă ceva, stai, dumne, că de fapt nici nu era treaba noastră. Sunt niște privați, nici nu știu ce sunt. Au acolo, au făcut și ei ceva la Mahmudia, și, dar nu e treaba noastră. E investiție privată, nu ne alătura, spune. Cum adică nu ne alătura, spune? Păi ai fost acolo, în poză, erai moț în mijloc, la tăiatul unei panglici, pentru ceva care nu funcționa. Mă rog, asta e, înțeleg că o să ramflueze Titanicul de Mahmudia, o să-l curețe, o să fie ca nou. Încă o dată, inițiativa este foarte bună. Bravo celor care au sponsorizat acest ponton plutitor pentru copii cu dizabilități, da? Dar treaba trebuie dusă până la capăt. Mă rog, acum o să-l curețe, o să fie ca nou. Cred că se poate începe deja licitația pentru achiziționarea de foarfeci, pentru organizarea unei noi inaugurări. Cine are o panglică ceva mai lungă și niște foarfeci pe stoc, să fie atent că se fac achiziții. F5. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.